4 muzee de istorie din Chișinău, Cluj, Suceava, Satu Mare, București și Arhivele Naționale ale României cinstesc memoria românilor din cele 3 provincii care au luptat în Marele Război înaintea fraților lor din Vechiul Regat. Au adus la Muzeul Național de Istorie mărturii ale durerii pe care au simțit-o transilvănenii și bucovinenii obligați să lupte într-o armată care nu era a lor. Bucovina este zona care suferă cel mai mult. Este o zonă de război efectiv între armatele puterilor centrale și armata țaristă și numai în cursul anului 1914, orașul Cernăuț este ocupat de vreo 2 ori de armata austro-ungară, de vreo 2 ori de armata țaristă. Operațiunile militare au adus rechiziții, abuzuri pentru civili care au fost izgoniți din case, sate întregi au fost incendiate, sute de mii de basarabeni au fost duși ei pe front. Una dintre cele mai emoționante exponate este o scrisoare scrisă de un soldat pe o coajă de mesteacăn. Nu era o raritate. Majoritatea soldaților nu aveau hârtie pe front, așa că trimiteau astfel de scrisoare acasă. În 4 ani de război, aproape 1 milion de soldați au fost recrutați în armata austro-ungară din Ardeal. Ei au luptat împotriva Rusiei sau în Italia. Când România a intrat în război, 80.000 de români din Transilvania au trecut în regat. Cei prinși dezertând au fost executați, ca și fratele lui Liviu Rebreanu. Execuția lui Emil Rebreanu a dat naștere romanului Pădurea Spânzuraților. A fost judecat, condamnat la moarte și executat prin spânzurare. Și noi aici în expoziție avem și un obiect, o cravașă de călărie care aparține lui Emil Rebreanu. Din 750.000 de români plecați pe front, doar un sfert s-au mai întors acasă. Încă 200.000 de civili au fost uciși de tifos.